faceți, dragilor? Well, v-am pregătit încă un episod în amintirea verii. Mie, de fapt, am găsit pălăria asta pe aici. O luasem eu odată de la Jumbo, că a zis că fac eu vreodată un aranjament în ea. Și acum i-a venit rândul. În episodul de astăzi, în emisiunea de astăzi, o să facem foarte multe lucruri, o să lipim, o să dăm găuri, o să facem tot felul de chestii. Și după cum veți astăzi, mai puțin cu flori, mai mult cu tot felul de materiale. Uite, am și niște pene dintre astea superbisime. Ia uite, stai să vă arăt niște pene de fazan. Le-am luat de la Hemsker Flowers. Să nu uitați să intrați, să dați like și share la pagina de Instagram și de Facebook a celor de la Hemsker. Au o grămadă de minunății. Ia uite ce frumuseți. Vai, abia aștept să le folosesc. Și altfel de pene și niște plante. V-am zis că iau cea mai bună selecție de plante ever. Asta se cheamă Sedum Burrito. Până când o să ajungem să le folosim, trebuie să ne facem baza asta a noastră. Și pentru baza am folosit real tot ce am găsit pe aici prin atelier. O felie de lemn, o pălărie pe care o luasem noi. Ca să-i dăm un pic de stabilitate, am umplut o pungă cu nisip. Așa să fie greu. Și o punem pe fundul pălăriei ăsteia. Luăm această felie, am găurit-o deja, i-am dat mai multe găuri. Și în toate aceste găuri o să punem capsulele astea. Opa, asta cade pe aici. Așa. Și o să vedeți cum, ce facem aici cu ele. Între timp, trebuie să înfigem toate capsulele aici. O să facem un fel de cuibușor. Țineți minte că am mai folosit într-un videoclip capsulele astea. Mi se par senzaționale. Și mai ales că poți să pui tot felul de chestii în ele, inclusiv flori. Poți să le pui cu ceară în ele și să pui flori. Foarte frumos! Ia uite ce construcție drăguță și frumoasă. Așa, o să o punem aici peste această pungă cu nisip și ca să fim siguri că stă, o să o lipim în câteva locuri de pălărie. Bun, așa. Și acum o să creăm în această pălărie minunată un mic cuibușor. Am aici câteva fire de pampas pe care o să le punem aici. O să le lipim în pălărie. La fel, genul ăsta de suport, mai țineți minte că v-am arătat într-un episod trecut, puteți să puneți ceară în el și să-l folosiți pentru flori, fără niciun fel de problemă. Și după ce am terminat cu pampasul, pun și niște frunzulițe din astea minunate, skeleton leaves, tot de la Hemsker, le-am luat și pe astea, superbe. Mai țineți minte că v-am arătat data trecută cum le puteți transforma foarte ușor în niște floricele. Bun, și acum o să punem și aceste minunate pene. O să le tai puțin partea asta, așa, ca să fie un cuib adevărat. Și o să punem și câteva pene dintre astea alte. Sincer, nu prea știu de ce să stea. Așa. Dar arată foarte frumos. Pestrițele astea. Le-am folosit de Paște și mi-au rămas pe aici prin atelier. Și acum o să punem și un pic de verdeață, ar fi fost păcat să nu punem noi un pic de ceva verde aici în cuibul nostru. O să vă arăt cum să lipiți o eprubetă, dacă aveți doar eprubete de sticle, cum să puneți silicon pe ea și să stea. Pur și simplu, învediți eprubeta într-o folie de scotch. Da? Dacă am pune direct siliconul pe eprubeta de sticlă, cumva s-ar dezlipi. Așa. Și apoi, acum fiind învelită în scotch, pentru faptul că eu o ascund aici, nu o să mai am probleme cu ea și va sta lipită de celelalte elemente. Și iată că cuibușorul nostru de păsări este aproape gata. Așa. Gata, mai punem două pene, să o astupăm complet. În toate aceste capsule minunate o să plantăm sedumul acesta. Ia să facem un pic de ordine. Ia uite, vai, dați câtă frumusețe. Nu trebuie decât să dați un pic de pământ la o parte. Și, opa, altă plantuță. Nu, deci sedumul ăsta burrito e ceva incredibil. Ia uite ce frumos arată. Și dacă ne cade un pic de pământ în cuibul nostru, nu e neapărat chiar o problemă, că la urma urmei în orice cuib de păsări și un pic de pământ. V-am zis, tot ceea ce trebuie să faceți mereu este cumva să vă gândiți ce aș putea să fac astăzi diferit față de ceea ce am făcut până acum, ce aș putea să învăț astăzi, ce aș putea să experimentez astăzi, cu ce aș putea astăzi să
fiu mai bun decât am fost ieri. Cred că cel mai important lucru, la urma urmei, este să nu uităm că în fiecare zi trebuie să învățăm, trebuie să ne educăm, trebuie să avem grijă de noi. Cumva, la un moment dat, va începe ca totul să pară o distracție. Cumva, oamenii zic mie că fac totul să pară așa ușor. Păi, pare așa ușor pentru că, de fapt, știi ce faci. Atunci când știi ce faci, cu siguranță e ușor. Când nu știi ce să faci, atunci este destul de greu. Da? Well, sper că v-au plăcut toate aceste videoclipulețe. Mulțumesc prietenilor de la Hemscare Flowers România. Vă rog să intrați să le dați follow, pentru că au niște produse absolut superbe și au și plante minunate. Tot ceea ce au în secțiunea de decorațiuni sunt absolut incredibil. Lucruri pe care, cumva, cu greu le găsiți în România, dar prin intermediul lor puteți să le găsiți. Mulțumesc mult de tot pentru ajutor și sper că v-am inspirat să creați aranjamente cât mai superbisime. A, și era să uit, bineînțeles, să nu uitați să dați like și share și follow și subscribe la Daniel Nora Influencer, că altfel când ajung celebru, chiar că nu vă mai cunosc. E adevărat că eu tot încerc să ajung celebru, dar la un moment dat sigur o să-mi iasă. Eu am încredere. Pup, pa!